Eu vă promit că voi fi un președinte al tuturor. Cred că după așa o campanie agresivă, în fond, în care a folosit comunitatea LGBT pe post de sperietori pentru a speria cetățenii care sunt dezinformați ce înseamnă a fi un membru al comunității LGBT, nu știu cum va putea fi domnul Dodon președintele meu. В первую очередь, конечно же, его заявления, которые были высказаны по украинскому вопросу, по Донбассу, по Крыму, они, конечно же, задевают любого украинца, здравомыслящего украинца, который живет и в Республике Молдова, и за рубежом. Но стоит отметить, что он быстро исправился, постарался, так скажем, этот вопрос замять так, чтобы его не особо сильно поднимали, сказав, что юридически это является, конечно же, Украиной, но физически является Россией. Однако, как мы, украинцы в Молдове, граждане сознательно, граждане законопослушные, живем по закону, естественно, нам придется принимать того президента, которого выбрало большинство, и, конечно же, будем относиться к нему как к президенту. Но, конечно же, если Дадон как президент не изменит свою риторику и будет продолжать делать такие заявления, конечно же, мы будем выступать на митингах, выступать с протестами, но все в рамках закона. Nu poate fi președintele tuturor în general și a unioniștilor în particular. Eu voi vorbi din numele unioniștilor și cred că voi reprezenta părerea tuturor acestor atunci când spun că nu poate să ne fie președinte cineva care ne amenință cu scoaterea în afara legii, nu poate să ne fie președinte cineva care ne amenință să nu ne jucăm cu focul, nu poate fi președinte cineva care are tendință de a ne duce cât mai aproape de Rusia și cât mai departe de România și nu poate fi președinte o persoană atât de homofobă și de rasistă cum este Igor Dodon. Nu știu la cât domnul Dodon ar putea fi președintele tuturor, mai ales a, și nu doar a feministilor, ci a și femeilor, pentru că deci, mesajul lui, de fapt, implicit către femei a fost că locul vostru este acasă, locul vostru este să faceți, sau rolul vostru în viață este să faceți copii, să aveți un bărbat care vă iubește, pentru că de altfel, adică să fiți heterosexuale numai decât și să faceți, să alăptați copii, pentru că de altfel nu sunteți competenți în ceea ce faceți. Și eu, ca femeie, fără copil până când, deci, știi cum, îmi pun întrebări, deci eu nu am valoare în această viață dacă nu am un copil? Sau dacă nu pot demonstra că este un bărbat care mă iubește. Cred că grupul lui Țintă erau creștini, pentru că sunt o comunitate foarte numeroasă și sunt ușor de convins prin intermediul bisericii. Mi se pare un joc cam murdar și cam aiurea. Din start s-au ignorat multe grupuri de oameni. Deci n-are cum să... O să mă repet, dar n-are cum să fie președintele tuturor în cazul ăsta. Noi nu avem nevoie acum de ură în societate. Eu vă stimez pe fiecare, chiar dacă ați votat împotriva mea. Eu vă stimez votul dumneavoastră pentru că sunteți cetățeni a Republicii Moldova. Dar începând cu ziua de astăzi, eu sunt președinte și al dumneavoastră tot.